La școala gimnazială Petrețuțea din Botene a fost inaugurat astăzi un modern cabinet de informatică. Investiția aparține în totalitate societății Holcim România, care a instalat 28 de calculatoare complet echipate, proiector și ecran de proiecție, plus mobilier în sala de curs. De toate se vor bucura cu siguranță mulți ani de acum înainte elevii acestei instituții de învățământ. Dragi copii, începând de astăzi, la școala gimnazială Petrețuțea Boteni, avem un nou laborator de informatică. Acest laborator de informatică a fost realizat, dotat, utilat la cele mai înalte standarde de către Holcim România, Câmpul Lung, avându-l ca reprezentant pe domnul director Cornel Banu. Cu siguranță este un moment de bucurie pentru voi toți copiii, toți elevii școlii, pentru cadrele didactice, pentru că acest laborator de informatică ne va ajuta mai departe să dobândim competențele specifice mai ușor și chiar să facem performanță, atât în domeniul informaticii, cât și la celelalte discipline de învățământ. Acest laborator de informatică ne este foarte util în activitatea noastră, școlară, dar și extrașcolară. Nu putem decât să mulțumim Holcim Câmpul Lung, domnului director Cornel Banu, pentru acest laborator de informatică, dar și pentru faptul că este alături de elevii școlii din Botei. Vedeți că la școala noastră, în fiecare an, avem câte o surpriză. Această surpriză a fost făcută de către Holcim S.A. România, filiala Câmpul Lung. Sperăm să vă îmbogățească cunoștințele. Sperăm că pe parcurs Holcim România să mai aplica și peste localitatea Boteni cu alte noi inițiative. Prezenți la inaugurare au fost și doi foști elevi ai școlii din Boteni, Magdalena Văjan și Sebastian Brian, premiați la diferite concursuri de informatică. În prezent, cei doi sunt elevi ai liceului teoretic Dan Barbilian din Câmpul Lung. Îi avem în mijlocul nostru și pe doi dintre copiii care obțineau întotdeauna rezultate bune la informatică, Văjan Magdalena și Brian Sebastian, doi copii, doi elevi, care au vrut să fie astăzi alături de școala noastră, de elevii școlii Petrețuțea din Boteni. Sunt foarte bucuroasă că școala Petrețuțea din Boteni are acum un adevărat laborator de informatică. Pentru mine, internetul și computerul nu înseamnă numai rețelele de socializare, înseamnă deschidere spre viitor, obținerea unor informații de calitate într-un timp scurt. Vă mărturisesc că am obținut multe premii cu ajutorul doamnei profesoară. Informatica a devenit pentru mine o pasiune. De fiecare dată când intram în laboratorul de informatică al unei școli din oraș, eram foarte impresionată deoarece calculatoarele funcționau foarte bine, iar fiecare copil lucra singur. Mi-am dorit întotdeauna ca și școala noastră să aibă un laborator de informatică bine dotat, iar de astăzi visul meu a devenit realitate. Mulțumim firmei Holcim că a luat decizia de a investi în educația și viitorul nostru. Sunt foarte bucuros pentru că am să vin astăzi aici. Mie unul, informatica îmi place foarte mult și înseamnă tot pentru mine, nu cât jocuri și desfășurare, cât și programare și alte lucruri care se pot face pe calculator. Trebuie să mulțumim mai întâi sponsorului oficial Holcim pentru că ne-a ajutat să putem să facem această sală de informatică foarte modernă. În ultimii 20 de ani, Holcim a inițiat și a implementat numeroase proiecte cu caracter social, mai multe unități de învățământ din Câmpul Lung și zona Mușcel, beneficiind de sprijinul companiei. Potrivit strategiei Holcim România, proiectele vor continua și pe viitor, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții comunităților în preajma cărora activează.